Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la Portret de Fermier, împreună cu Bogdan Soare, fermier din județul Ialomița, pentru că suntem pe teritoriul localității Slobozia, de fapt cam la granița dintre Slobozia și județul Călăraș, Ialomița și Călăraș. Salut, Bogdan, și bine ne-am reîntâlnit! Bine ați venit și mulțumesc că după atâtea emisiuni frumoase arătăm și viața adevărată din câmp. Așa e, aici se petrece practic totul, în studio povestim, explicăm, dar de văzut vedem aici în parcela asta pe care o ai cultivată cu grâu. Observai un pic mai devreme până să începem această discuție un atac destul de important făcut de șoarecii de câmp. Da, tehnologia se face în școală și împărtășirea ei se face în studio, dar experiența vine numai din câmp. Pentru că, indiferent cât de mult citim sau câte experiențe împărtășim noi fermieri între noi, este foarte important să vedem cum reacționează câmpul la ceea ce facem. Și ce vreau să spun prin asta? În anul 2008 am luat decizia să ne întoarcem privirea spre tehnologia min-til sau lucrări minime, să renunțăm la plug și să încercăm să mobilizăm cât mai puțin solul. Această tehnologie nu aduce numai avantaje. Iar unul dintre dezavantaje este faptul că în ani, faptul că clima se schimbă și nu mai avem ierni, faptul că, cum ar zice adepții plugului, nu mai arăm ca să întoarcem brazda și să omorâm mecanic rozătoarele, avem un atac foarte, foarte mare de rozătoare. În sola asta este un atac moderat, dar avem și alte sole unde atacul poate să ducă până la 50% reducere de producție. Cam așa arată niște spice care sunt roase în diferite, vezi, ăsta e mai verde un pic, e roz mai târziu, are diferite boabe stadii, în el. Practic, da. Ăsta l-alt e roz mai devreme, da? Aici jos, la fel, e tocătură foarte multă. Așa arată un grâu care din cărți și din cercetări are un potențial de peste 10 tone, este un grâu austriac. Aici, în sola asta, a plecat cu un potențial foarte bun, dar exact în momentul în care discutăm, el având maxim nevoie de apă, s-a întâmplat să nu plouă. Și să nu plouă exact pe arealele astea care sunt cultivate cu grâu. Și venind în coace am spus că ne putem uita pe drum să vedem că nu sunt urme de bălți sau alte, dacă vrei, urme pe care le-au făcut utilajele sau mașina mea, spre exemplu, trecând și vizitând solele astea. Asta înseamnă că n-a plouat, e mai mult decât pot să-ți spun eu în cuvinte. Ce înseamnă asta? Continuând discuția noastră din studio, grâul ăsta avea un potențial probabil de 10-11 tone, la mine poate avea un potențial de 8-9 tone, acum probabil va avea un potențial de 5-6 tone dacă nu va ploua. La o investiție până la recoltare de 6.000 de lei, fără tot ce înseamnă recoltat și ultimul tratament care va fi pentru, cu insecticid pentru ploșnița cerealelor, dacă rămân la prețul de 0,8 cât este astăzi grâul din câmp, 6 ori 8, 48, mai vin cu 1.500 de lei de acasă. Cam despre asta este vorba în agricultură astăzi. Dacă la alte produse comerciale nu poți să vinzi sub prețul de producție, pentru că se consideră că vrei să faci evaziune fiscală sau, eu știu, să eludezi legea, se pare că anul ăsta, dacă nu se intervine, cumva vom fi nevoiți să vindem la sub prețul de cost. Asta este realitatea, iar dacă temperaturile vor continua să crească și nu vom avea ploaie,
într-o săptămână, dacă încolo degeaba mai plouă, pentru că este prea târziu pentru acest grâu să mai acumuleze ceva. Și dacă va ploua, e un lucru bun, pentru că vom face la toamnă alte planuri, alte, dacă vrei, visuri frumoase legate de agricultura din Bărăgan fără apă. Pentru noi, din păcate, este un an de cotitură. Și nu pentru, numai pentru mine, că dacă ar fi numai pentru mine, ar însemna că de mâine mă iau și eu după restul lumii și aș putea să ies și eu pe linia de plutire. Dar, din păcate, fără apă, cu presiunea de dăunători, cu investițiile care au fost și care vor fi în continuare, îți spun clar că nu o să poți să... Un fermier normal nu o să poată să facă față. Indiferent cât și-a dori, mai degrabă să oprește și stă liniștit, pentru că ăia care au bani riscă să-i piardă și pe aia pe care i-au făcut. La modul cel mai pragmatic și cel mai cinstit. Bun, vreau să mergem de aici într-o altă parcelă unde ai reușit să irigi prin picurare. Înțeleg că în momentul ăsta faceți niște lucrări acolo. Vreau să le și vedem și să și discutăm la fața locului. Mare drag! Discutăm despre un sistem de irigat prin picurare eficient, dar și destul de greu de implementat din punctul meu de vedere, ascultându-vă cu atenție până în momentul ăsta. Ce-i drept a fost o discuție privată, dar o putem oricând face publică. Da, nu e niciun secret. Revenind la ideea, bă, dar de unde dracu vorbește ăla despre agricultură, că eu știu că el lucrează unde lucrează și n-o fi văzut câmp în viața lui, ne-am săturat de oameni doar cu idei și cu păreri. Nu! Tot ceea ce am spus și tot ceea ce spun este testat, greșit, paragreșit, inventat și reinventat de mine la nivelul fermei mele pe banii mei privați. Sau pe banii noștri privați ai mei și a partenerilor cu care facem business-ul ăsta. Aici suntem într-o solă de picurare, încă nu avem apă pentru picurare, dar după cum vedeți toată investiția e făcută și investiția a plecat de la tehnologie, numărul de plante, în jur de 90.000 de plante la semănat, schema de fertilizare, am întins săptămâna asta furtunele, aici avem leifletul, încă nu e mufat pentru că neavând apă pe canal nu putem băga presiune pe el ca să umplem banda cu apă și eventual să nu mai avântul. Banii am investit, așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul. Hibridul are un potențial foarte bun, plecăm de la o medie peste 12-15 tone pe hectar ca și potențial, dar de aici apar variabilele. Când vine apa, cât apă avem, câtă arșiță va fi, după care cât va fi prețul la vânzare, că nu-i tot una să vinzi 15.000 de sau 15 tone de porumb cu 0,8 la investiția care e aici sau să vinzi 15 tone la 1,2. Noi deja nu mai avem speranțe la 1,2 că vedem că e la 0,8 de ceva timp și nu sunt șanse în noua conjunctură să crească. Dar tot ce avem de făcut facem ca la carte, sperăm că la un moment dat, da, chiar dacă anul ăsta va fi un an de teste, pe 300 de hectare teste, însemnând că s-ar putea să nu marcăm niciun fel de profit, pentru că investiția este foarte mare și forță de muncă și energie și infrastructură, suntem ferm convinși că doar ăsta va fi viitorul în Bărăgan. Fără apă, aici nu se poate face agricultură predictibilă. Se poate face orice altceva, să scoatem din biserici steaguri, să ne rugăm la Dumnezeu, dar cu siguranță predictibilitate cu care să te duci la o bancă în eventualitatea în care ai nevoie să te finanțezi, nu poți să faci fără irigat. Domnul Soare, spuneți-mi la cât se ridică costul pe hectar la tehnologia asta prin picurare? Vreau să vă spun din start că
picurarea a fost aleasă și este brevetată în Israel ca cea mai eficientă formă de management al apei. Noi nu am făcut-o de drag, noi am făcut-o pentru că venim după un an 2022 și după o pandemie în care accesul la alte tipuri de irigații nu a fost foarte predictibil și atunci, pe românește, dacă am o defecțiune și piesa îmi vine din America în 3 săptămâni sau într-o lună și nici ei nu știu exact care e problema, prefer să iau totul pe mine, să încep cu picurarea, care ca metodă este probabil cea mai scumpă, dar și cea mai eficientă, zică-se, costul pe hectar cred că ajunge undeva la 2500 de euro. Bineînțeles, în afară de banda cu care deja avem contract de reciclare, care trebuie adunată și împrăștie, dusă la centrele de colectare, leafletul este refolosibil, zice producătorul, undeva la 5 ani. Tot ce este parte subterană nu se pune problema să o amortizăm așa de repede. Mașinile nu ne gândim să le amortizăm în mașinile de strâns și de întins banda, nu ne gândim să le amortizăm anul ăsta, dar una peste alta, nu avem altă variantă. Fără apă, aici nu se poate face agricultură. Se poate face, mai degrabă te uiți la cazino, că ai șanse mai mari să câștigi decât să investești în agricultură. Bun, noi nu o să mergem la cazino, o să mergem către fermă, pentru că și acolo ați făcut multe investiții pe fonduri europene. O să vedem noua dumneavoastră locație, pentru că telespectatorii care încă se mai îndoiesc de aceste fonduri europene pot vedea cu ochii lor că și banii aceștia care vin, cei drept mai greu, mai cu multă bătaie de cap, dar într-un final ajung și chiar se văd în agricultura românească. Domnul Soare, am venit aici în noua locație. E o fermă pe care ați construit-o pe fonduri europene. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Aș începe până a spune că dacă nu erau programele europene, noi eram pe nicăieri. Mulți dintre fermierii români s-au dotat. Pentru noi a fost o oportunitate foarte mare. Proiectul a fost eligibil în 2018, 50-50%, i-a avut valoare 1,5 milioane de euro, cofinanțare 50% de la Uniune. A venit 2019, am avut 2020 nenorocirea cu seceta, în care a trebuit să facem față destul de greu vicisitudinilor naturii. A venit după aceea 2021 pandemia. Una peste alta l-am finalizat în luna decembrie 2022. E clar că de la momentul declarării eligibilității până la finalizare am avut o creștere exponențială la fier și dublare la beton. Asta ca să ne facem așa o idee cam cât a venit la final. Fără să am calculele foarte, foarte exacte, dar cred că undeva, în cel mai optimist caz, a venit 70% din partea noastră, 30% din partea Uniunii. Nimeni n-a știut că se va întâmpla așa. Era clar că la momentul la care el a devenit eligibil, nimeni nu se gândea la război și la alte asemenea evenimente. Am fost primul an în care am păstrat marfa, datorită faptului că emoțional trebuia să-l și tasăm ca siloz și partea emoțională n-a fost asta cu tasarea, asta era partea clară pe care trebuia să o facem. Partea emoțională a făcut ca să ținem cerealele și am marcat o diferență de preț de vreo 700.000 de euro. Dar, încă o dată, e al treilea proiect eligibil pe care îl avem. Cu primul ne-am luat utilaje, al doilea era pentru zootehnie
dar nu au mai fost fonduri, a fost declarat eligibil, dar n-au mai fost fonduri. Și ăsta este pe însilozare, avem și un FNC. Încercăm să facem tot posibilul să închidem cercul și dacă n-am fi optimiști, cu siguranță am alege să facem altceva. Vreau să vorbim un pic despre capacitatea acestui spațiu de depozitare, dar și despre FNC, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, ați căutat și tot încercați să diversificați activitatea în ideea aceea tipic românească de a nu pune toate ouăle în același coș. Da, este, fiind o fermă de producție, am vrut să-i dăm plus valoare produsului pe care noi îl obținem în fermă. Plus valoare se poate da, în viziunea noastră, în două feluri. Producere, sămânță, tot ce înseamnă gozuri valoroase, le valorificăm ca și materie primă pentru FNC. Legat de FNC, planul este să vindem în rețeaua proprie furajul concentrat și către terți, în măsura în care, pentru, dacă vreți, fermierul de hobby, nu vorbim de ferme mari, vorbim de fermierul mic care vrea să crească și el 20 de găini și, sau 50 și are nevoie de furaj. Legat de această capacitate, avem 6.000 de tone capacitate în 4 celule, avem un selector performant și avem și un uscător pe gaz. Astea ne dau nouă flexibilitate destul de mare, sperând odată că vom mai avea posibilitatea să uscăm o marfă care teoretic, datorită ploilor, nu se usucă în mod natural. Dacă nu, asta este, investiția este făcută, gazul nu-l cumpărăm dacă nu avem nevoie de el, nu uscăm, dar pe partea de selectare, pentru tot ce avem noi și colaboratorii noștri, producem sămânță și o sămânță, spunem noi, de calitate. Zgomotul care se aude pe fundal e de la acea pompă care practic vă ajută la irigatul prin picurare. Ați căutat să găsiți o variantă cât se poate de rapidă și de utilă, tocmai pentru a salva o bună parte din producția pe care ați cultivat-o cu acest irigat prin picurare. Da, suprafața de teren pe care o avem aici este de 6 hectare. Suprafața pe care este amplasat partea de însilozare are doar 1,7 hectare. Diferența este teren arabil și ca să valorificăm fiecare metru pătrat de teren, am făcut un puț la 20 de metri și încercăm pe o metodă empirică să facem picurare pe 3,5 hectare de teren pe care am, în glumă, am semănat niște porumb și facem fel de fel de teste acolo, cu diferite tipuri de lei flat, cu diferite presiuni, cu diferite scheme de fertilizare, cu diferiți hibrizi lângă noi la fermă, pentru că da, orice metru pătrat de teren pe care putem să-l folosim și să-i dăm valoare, încercăm să o facem. Asta este povestea acelui zgomot. Da, pentru că am vrut să le spunem și telespectatorilor să înțeleagă de unde vine acel zgomot și totodată îmi povestesc că ați recondiționat aceste pompe, le-ați adus tocmai din Franța la niște prețuri mult mai acceptabile pe care le-ați găsit acolo față de ce vă oferea piața internă și, ca o paranteză, aici în ferma dumneavoastră electricitatea este dată de un generator, nu? Avem o putere instalată de 23 de kW, dar pentru că această facilitate a necesitat 200 de kW putere instalată și văzând prețurile care sunt conform normativelor pentru a trage curent de la 500 de metri, am ajuns la concluzia că pentru noi este mult mai sustenabil un generator, pentru că
să ne înțelegem, aici nu este o bază de recepție. Aici este un siloz a unei ferme de producție. Noi lucrăm probabil o lună pe an adunat și nu se justifica să facem o investiție de 100.000 de euro plus TVA în a trage curent electric putere instalată 200 de kW. Ba mai mult, vrem să accesăm niște proiecte europene legate de energie verde și să reușim să asigurăm puterea instalată prin energie solară. Deci aici este problema cu generatorul. Da, sunt multe lucruri interesante care... Scuzați-mă, m-ați mai întrebat legat de pompe. Da. Multă lume ar putea să zică că noi facem niște emisiuni, de dragul de a face emisiuni. De fapt, suntem niște milionari care, neavând ceva mai bun de făcut, încercăm să ne plângem de cât de greu ne este nouă și, de fapt, noi nu mai putem de bine. Da, este adevărat, o pompă pentru irigatul prin picurare, configurată, ca întâmplător am fost să văd despre ce e vorba la târgul de irigații de la Bologna de anul ăsta, costa undeva la 65.000 de euro. Ghici, aveam nevoie de 3 pompe. Neavând posibilitatea de a le achiziționa, am căutat variante cu consultanții noștri în irigații și am găsit niște pompe aproape noi în Franța, dar care erau legate la niște puncte fixe, adică niște clădiri cu 5, cu 7, cu 10 etaje, Dumnezeu știe cu câte, cu câte 150 de ore de funcționare, motoare noi, dar care erau, dacă vreți, adaptate la situația de acolo. A trebuit să le aducem, să le facem cadre, să le punem radiatoare, să le schimbăm tot ce înseamnă sistem de automatizare și una peste alta am ajuns la niște costuri rezonabile, spunem noi, dar cu un efort de voință mult mai mare. Adică nu le-am făcut noi, a trebuit să găsim alți parteneri care să pricepeau la chestia asta, păcând dacă am fi avut banii ăștia de investit în lucru nou, cu siguranță fiți sigur că i-am fi investit fără niciun fel de problemă și cu garanție și fără bătaie de cap. Deocamdată suntem doar în faza de asamblare, nu știm încă cum vor funcționa. Pe hârtie funcționează perfect, în practică vom vedea la momentul oportun. Apropo, s-a oprit pompa pentru că mergând pe combustibil fosil, s-a terminat rezervorul de benzină. Bun, vă dau o veste, s-a terminat și emisiunea noastră, coincidență sau nu. Până data viitoare, sănătate multă, să auzim de bine!